Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Zvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor, o seară de excepție, motiv pentru care trebuie să te întreb de ce te-ai îmbrăcat așa, ai ajuns prea târziu sau vrei să spui ceva? Domnul Zanfir am la dispoziție tot și timp și costum și tot, dar suntem într-o situație disperată cu această țară și vreau să transmit și vestimentar această situație. E un pulover pentru că suntem ca la Revoluție, așa apăreau oamenii la TVR la Revoluție, așa suntem acum, e stare de revoluție în România. Oricunde te uiți e o stare de necalitate pentru că nici nu dai seama cine face revoluția. Pentru că acum, domnul Zanfir, pare că revoluția este să fie scoasă la sconii din turul 2. Până acum, revoluția era sistemul cumva conlucra să fie vârât acest Călin Georgescu și părea că urmează o răsturnare întreagă a direcției României pe care eram înscriși. Păi, domnul Buzeanu, da, dacă vreți ca la revoluție, trebuie să vă luați cu dungi. Dar la dungi, iarăși, îmi permis să vă ofer un sfat, aveți grijă, să fie orizontale ca la marinari, nu verticale ca la Liviu Dragnea. Da, și eu sunt în asentimentul colegului meu, motivul pentru care mi-a luat sacoul ăsta mai cu carouri muncitorește așa ca să, să pară că suntem. Sigur, eu nu cred că e vorba de niciun fel de revoluție, putem cel mult vorbi, domnul Buzoianu, dacă nu vă e frică de cuvinte, de o lovitură de stat dată de anumite instituții. Dacă vreți să folosim vorbe mari. Aseară urmăream televiziunile unde se comunică situația și starea PSD-ului, sunt și televiziunile unde se comunică situația și starea domnului Călin Georgescu, dar la televiziunile unde se comunică situația și starea PSD-ului era așa o atmosferă, domnule, se crea premiza unei răsturnări, unei vârâre a lui Ciolacu în tur al doilea, se creau tot felul de argumente, mergeau și pe treaba, teza asta cu acest Georgescu a cărui campanie nu știm exact din ce bani s-a susținut. Fără și, bani, ce bani? Și în egală măsură l-a vârât și pe Terheș ăsta. Ăsta e un personaj interesant, Terheș ăsta, Cristi Terheș. E un personaj extrem de interesant în sensul în care, domnule, el este cel care răstoarnă aceste lucruri. Nu, Ciolacu era la modul, da, domnule, acceptă înfrângerea, n-am nicio treabă, exact cum vă spunea și cu Nodisul. Domnule, n-am fost, nu știu despre ce e vorba, Cutare, așa nu știa nici cu asta. Și apare Terheș acum și zice el, domnule, știu eu că Orban, Cutare, și te gândești, ce-l mână pe omul ăsta în luptă pe Terheș? Ce-l mână? Că el nu poate să-l pună nimeni în turul 2. Poate îi dă cineva voturi duminică. El este cu Călin Georgescu. Să facă și el 5%. Călin Georgescu al lui este în primul. Adică cel mână pe Terheș. Domne, corectitudinea. Să facă și el un 5%. Poate. Poate. Domnul Buzeanu. Corectitudinea domnului Terheș. Bun, domnule, sau lasă... să facă 5%. Okay, deci vorbim de musca așezată pe moț. Haideți să vorbim despre produs în sine. Da. Curtea Constituțională a României, după ce s-a implicat în alegerile prezidențiale, scoțând-o din competiție pe Șoșoacă, pe care nu ne bănuiește nimeni că o simpatizăm, e vorba de principiu, acum este în punctul în care din nou poate, că nu știm ce se întâmplă, poate faulta democrația. Dacă CCR-ul va schimba forma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, pentru mine, nu pot să vorbesc în numele tău, al colegilor, al instituției, al societății, al Breslei, al dracu să ia ce vrei tu să incluzi în această organizație, dar din punctul meu de vedere, da, s-a dat o lovitură de stat de către o instituție. Și eu v-am mai spus... Dar stai, s-a dat o lovitură de stat, da, dictându-se renumărarea deocamdată. Nu, eu am zis dacă, da, CCR va schimba forma actualei finale prezidențiale, voi considera eu personal că s-a dat o lovitură de stat în România de către o instituție. Okay. Ceea ce am avertizat că se va mai putea produce de-a lungul timpului atunci când CCR, fără argumente juridice, a întors realitatea pe dos. Pentru că în CCR nu e niciun constituționalist. Da, bine, nu cred că acolo care e un pic constituționalist. O secundă, nu cred că neștiința e problema la ei acolo. Nu cred că de neștiință au scos-o. Cred că cum știm noi că trebuie o decizie judecătorească ca să o scos pe Șoșoacă, cred că știau și ei. Adică nu cred că de neștiință trebuie să-i bănuim pe oamenii ăștia. Bă, eu spun că un om care are știință și care are o profesie sau o carieră într-un anumit domeniu nu-și compromite reputația. Are și dincolo de bani, să știi că mai există și alte lucruri. Bun, cum acum... ar fi respectul de sine. Dacă ai avea un constituționalist acolo care e fondator de școală de drept, n-ar face ceva orice pe toată biografia sa profesională doar ca să tragă niște scopi. Eu am văzut și oameni care fac orice pe biografia lor. Profesioniști care... profesionist care s-a așa pe cariera lui. Domne, că mă faci de zau un nume acum și spun Cristian Diaconescu și Cristian Diaconescu și după aia nici... Haide, domne, e diplomat, e un om care... Nu, el e judecător. Dar îți dau mai multe nume dacă vrei. El e fost judecător,
Și dar lungul timpului a fost om politic în mai multe partide. Acum sunt o grămadă de oameni care au născut tot felul de incertitudini. Domnul Zafir, serviciile secrete în acest moment sunt formate din profesioniști care, în acest moment, citesc din Andrei Pleșu, dacă ei le zic că nu știau nimic din ce se întâmplă acum, înseamnă că ei le-au făcut-o. Fac ceva pe biografia lor. Cam asta este, dacă vrei să continuăm exemplul tău. Și da, dar nu e vorba, dar nu semnează nimic. Și înainte să-l salutăm... La CCR, cei care semnează își joacă toată biografia profesională. Acum, la CCR nu prea sunt oameni cu biografie profesională, asta zic da, mai da. Înainte să salutăm pe interlocutorul nostru împreună cu care să încercăm să clarificăm un pic niște aspecte juridice, trebuie să semnalăm această situație dublă în care ne aflăm. Deci, pe de o parte se discută, ele sunt amestecate discuțiile și trebuie să țineți cont că sunt două traiectorii. Deci, pe de o parte se discută despre Călin Georgescu, a cărui campanie nu e clar de unde s-a finanțat, e un personaj extrem de suspect și așa mai departe, și în baza unui atac al unui stat non-stat, unei entități non-statale, se poate justifica o problemă, o repetare a voturilor cu acest Călin Georgescu și așa mai departe, o să vedem ce zice CSAT-ul. În egală măsură, avem această problemă a vârârii lui Ciolacu în turul al doilea prin intermediul CCR-ului. Rămâne de văzut dacă se poate așa ceva. Asta este o abordare. Ca să lămurim ce se poate întâmpla pe fiecare dintre scenariile aflate în acest moment pe masă, în funcție de efectul renumărării votului, când oare se produce acesta, în funcție de interpretarea CCR a renumărării votului, îi spunem bună seara avocatului Iancu Toader și mulțumim că a acceptat și astăzi invitația noastră, iar a oferit niște clarificări extrem de binevenite. Bună seara, domnule Iancu Toader. Bună seara, vă salut, domnilor. Bună seara, bună seara. Bun. Prima întrebare pe care aș avea-o eu și poate că e bine să plecăm de aici. Dacă se decide, adică s-a decis renumerarea, dar dacă în urma renumărării se găsesc niște secții unde sigur sunt niște nereguli în numărarea voturilor și sigur că se decide că până la urmă Ciolacu are cu 500 de voturi mai mult decât doamna Lasconi. Presupunând că se decide chestiunea aceasta. Din punctul în care ne-am aflat... Adică dacă se inversează locul 3 cu locul 2. Dacă se inversează locul 3 cu locul 2. Ok. E o circunstanță de... reluare de refacere. Se anulează turul întâi sau finala e cu Georgescu Ciolacu? Că asta e, nu? Vă spun din opoziția pe care am arătat-o și aseară, din punctul meu de vedere, Curtea Constituțională nu poate să intervină prin decizia pe care o dă și să scoată din jocul electoral un anumit candidat și să-l surclaseze pe celălalt în așa fel încât X să ia locul lui Y. Nu. Opinia mea este aceea care pleacă de la paradigma legală, cum am explicat și ieri. Nu vă urmăresc, sunt la birou, încerc să vă urmăresc pe internet, sunt la birou, n-am ajuns încă, deci vorbesc pe telefon cu dumneavoastră. Da, dar nu-i nimic pe ecran. Să vă explic cum văd lucrurile. Deci luați în calcul faptul că noi plecăm strict de la norma de drept, care spune așa, că se anulează alegerile în cazul în care votarea sau, mă rog, stabilirea rezultatelor, că avem două lucruri diferite aici, au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului. Nu e cazul, pentru că nu s-au terminat, practic, avem două etape în acest ciclu electoral, sau după caz, și aici este chestiunea esențială de interpretat, ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. Aici punem în discuție este legată de numărarea voturilor, pentru că legea face referire, asta este sintagma, în articolul 52. Ordinea candidaților care pot participa la al doilea tur de scrutin. Așa. Păi, din punctul meu de vedere, o decizie de anulare trebuie să aibă la bază fapte foarte grave. Și să fie o condiție esențială și determinantă. Anexez o întrebare la ce îmi spuneți. Anexez o întrebare. Ar însemna doar să anuleze, să se rea de la primul... Deci există, că asta era întrebare, există varianta în care nu se anulează turul întâi, dar se schimbă finaliștii? Se poate nu, așa ceva? Nu, din punctul meu de vedere nu s-ar putea. Ok, okay, asta că asta decizia pe care trebuie să o dea curtea este să observe că a fost o fraudare. Pentru că, din punctul meu de vedere, atunci deturnez acest mecanism constituțional, pentru că acum curtea a fost învestită, de fapt, cu două chestiuni. Avem, e obligată să valideze, da, și în același timp are și respectiva contestație. Fiind contestația, nu poate valida. Ori efectul contestației este ca în această verificare, această conformitate și competența pe care o are curtea constituțională, este aceea de a verifica dacă procesul electoral a fost corect. Dar mai e o chestiune, mai e o chestiune. Curtea Constituțională validează rezultatul turului întâi în baza proceselor verbale.
Curtea Constituțională n-a validat turul întâi. Deci nu s-a terminat procesul electoral. Eu am o problemă destul de, să spunem, practică și tehnică. Pentru că ar putea să spun, domnule, nu sunt motive de anulare a legilor, pentru că dacă nu e secție de votare, s-au mutat voturile de la X la Y, să zicem, da? S-ar putea să se anuleze acolo, pe o secție. Aha. Dar întrebarea este următoarea. De ce nu au fost contestate atunci, în 24 de ore? Pentru că aveau reprezentanți în secții, cu toții acolo. De ce nu s-a spus nimic? De ce nu s-a sesizat atunci pentru biroul electoral? Dar nu pentru poate Curtea Constituțională să valideze turul întâi în baza noului proces verbal și să spună, nu am validat turul întâi până acum, am cerut renumărare, mi-a venit renumărarea, validez turul întâi în baza renumărării Georgescu-Ciolacu. Nu se poate din punctul meu de vedere, observând această fraudă, pentru că eu mă întreb, cum ar putea să spună, eu să luăm un exemplu practic, da. Să spunem că X a spus, a dat voturile lui Y, da? Poate l-au împărțit, cum au considerat ei. Păi vine X și spune, nu le-am dat. Sau Y spune, nu le-a dat mie. Nu poți să știi către cine au mers. Nu, nu, le numără din nou. Eu vă zic altceva, le numără din nou și pe noua numărătoare rezultă că Lasconi are mai puține decât Ciolacu. Poate... Din punctul meu de vedere, în condițiile acestea, ar trebui să se anuleze, să se rea, pentru că nu poți, prin intervenția acestui decident constituțional, nu poți să intervii în competiția electorală. Legea spune foarte clar, se anulează, deci contact prevederea legală în condițiile în care se constată chiar că s-a afectat o ordine a candidaților. Argumentul, domnule avocat, așa ar fi corect, așa ar fi transparent, așa ar fi egal și s-a respectat practic argumentul, competiția electorală. E important de menționat lucrul ăsta, argumentul pe care îl livrează cei care vin și spun că domnule, nu trebuie refăcute alegerile, trebuie pur și simplu, este acela că nu s-a terminat procesul electoral, deci suntem în cadrul procesului electoral, pentru că Curtea Constituțională n-a consemnat acest lucru până acum, adică n-a zis, n-a validat aceste alegeri deocamdată. Înțelegeți? Nu, vedeți că și Curtea validează și acest tur. Nu s-au terminat alegerile, ne referim și la turul 2, când se pune în discuție atribuirea mandatului. Ne avem, practic, o situație în care se impune a se valida acest tur, de aceea se pot face și contestații respective între zile, că atunci legiuitorul nu-ți mai oferea această posibilitate să faci contestații acum, ci făcea la final, când era, practic, superflu astfel de contestații. Deci dumneavoastră spuneți control, că finala prezidențială va fi Georgescu Lasconi sau se va relua turul 2? Asta este ce ne spuneți dumneavoastră că se poate juridic. Da, din punctul meu de vedere și mi-exprim această opinie, consider că deci Curtea n-ar putea să intervină, să spună... Pe lege. Elimină, pe lege, elimină candidatul X și intre candidatul Y, pentru că decizia de anulare dată fiind vicieră, așa da. Să fie elemente foarte grave, trebuie să privească întregul proces electoral încât acesta... Dar dacă nu e o viciere și e doar o eroare de numărare, ce facem? Dacă, din punctul meu, dacă este o eroare de numărare și aceasta nu este de natură a fi viciat acel vot, să zicem, nu știu, a fost o diferență de... Păi nu, 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 vot, eu zic că felul următor. O mică eroare de numărare care l-a pus pe Ciolacu pe locul 3 în loc de locul 2. Asta ar însemna un vot, un singur vot, la fiecare a șaptea secție de votare. Chestiunea asta tehnică, un vot șapte, nu are importanță. Dumneavoastră, vă îndepărtați puțin de la chestiunea pe care vreau să o pun în discuție. Că au fost 3, 5, 7 din eroare. Asta presupune că ar fi putut să fie și cu intenție, adică să fie o fraudă. Sigur, nu știu. Chestiunea de fraudă aici are două componente. Fie dar trebuie să demonstrezi că cineva a acționat în această modalitate, fie a fost o eroare foarte gravă, caracter determinant, esențial, de natură a fi afectat ordinea candidaților. Okay. Nu poți face această distinție. Eroarea, indiferent că a fost voită sau nevoită, e foarte greu să o demonstrezi. A viciat într-un final? A viciat rezultatul. Domnule Iancu Toader, deci asta e realitatea juridică. Asta e realitatea juridică. Din acest punct de vedere, consider că nu poți să te duci decât din integru pe o anulare a acestui proces electoral inițial, acestui tur, cu toți candidații, pentru că merg și pe altă teză, ar însemna să invalidezi un candidat care a trecut de etapa inițială de validare.
Doar atunci putea fi invalidat. Bun, domnule avocat, am cu toate mulțumim tare mult pentru clarificări. Mergem mai departe cu aceste concluzii. Pentru explicații cu precizarea da? Că maestru Iancu Toader ne-a explicat realitatea juridică. Curtea Constituțională da. A României nu face parte din sistemul de justiție. E o instituție politică și niciun jurist n-ar fi putut justifica eliminarea din cursă a doamnei Șoșoacă. Deci, juridic, sunt convins că e fix cum zice Iancu Toader. Da. În realitate, sunt convins că CCR-ul face fix ce vrea. Face fix ce vrea și acum suntem în situația în care această entitate este decredibilizată de decizia precedentă și în egală măsură entitatea Marcel Ciolacu și el este decredibilizat de situația precedentă în care se afla, în care spunea, noi nu știam eu cu Nordic sau nu știu. Și atunci când te uiți la el și spune, domne, nu e ceva ce fac eu, m-am recunoscut în frângea, nu mă interesează. Mamă, nu, e un om, legitimitate are. E un om discreditat, e un om în care nu te poți încrede nici măcar cât te puteai încrede până în urmă cu o lună. Cine mă? Ciolacu Marcel. Păi nu ți-a spus, mă, Marcel Ciolacu, în a doua zi, după alegeri. Cum era? Stai așa, că trebuie să... Dacă puteți să-l refaceți, da. Da, nu știu. Am votat, da. Deci, da, știi cum e? E ca și cum. Noi am luat acum telefoanele de la partidele politice. I-am salutat, ceea ce vom face, să-i sunăm pe reprezentanții partidelor politice. Avem 4 reprezentanți de la 4 partide. Da. Și eu ți-ai zice, Radu, fii atent, vezi că în 5 minute luăm pe ea de la partide, le pun și o întrebare, fii băiat. Și eu le-ai spune, domne, ne certăm prea mult. Vreau să spună domnul Buzeanu cine e cel mai inteligent între noi. Și Radu o să zică, domne, fără să nicio, deci eu n-am niciun interes, că era discuția între voi, 5, 4 de la partide și Răzvan. O să fac așa cu ochiul și zic să stabilească Radu. Și Radu, știind că mai avem emisiune și cu altă ocazie, o să zică, mi se pare că Răzvan, ăsta este Ciolacu cu CCR-ul. Da, ei sunt din aceeași echipă, fac parte din aceleași angrenaj. Vorbiți, au nevoie unii de alții, lucrează împreună și unul zice, tată, eu nu fac nicio contestație dacă păcatele mele ăla zice. Și după aia vine și cu legitimitatea. Păi stai un pic, când CCR a zis ceva împotriva mea, am contestat eu? Nu. Domnule, apropo de legitimitate, uite, maximă legitimitate o are domnul Florin Manole de la PSD, care este în acest moment în primii 3 conducători ai acestui partid, ai destinului acestui partid. Bună seara, domnul Manole. Bună seara și am și un răspuns la întrebare, Răzvan Buzeianu, cred că. Așa, uite că s-a clarificat. Domnul Radu Mihaiu din partea USR. Vă salutăm, domnul Florin Negrescu, de la PSD. Mai bine decât Florin Stoici, oricum. Da, domnul Radu Mihaiu din partea USR, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Cibian Dobrea de la PNL alături de noi, bună seara. Vă salut, bună seara. Și domnul Alexandru Cociș de la Forța Dreptei, de asemenea, bună seara și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc. Mulțumim tuturor că au acceptat invitația noastră, că vor să facem această dezbatere. Foarte scurt, pentru că l-avem totuși pe domnul Manole, unul dintre cei 3 conducători ai partidului. Domnul Manole, dumneavoastră sunteți recunoscut pentru corectitudinea noastră politică de la PSD. Sunteți reprezentantul corectitudinii politice de la PSD și atunci vă adresez această întrebare pe care am tot adresat-o. Și al antifascismului de la PSD. Al antifascismului și al tuturor acestor lucruri grele din societatea românească în acest moment. Pot deja să intervin că se impune. Înainte să Yes. În primul rând că nu sunt în conducerea partidului, conduc doar filiala de la sectorul 1. Păi ce a mințit Negrescu? Înseamnă că a mințit Negrescu. Nu știu, nu cred că a zis. Minte de rupe înseamnă, aveți grijă, bine că m-a spus comisar european. Nu cred că domnul Negrescu... A zis, domnule, că sunteți... A mințit că sunteți mare boss acum parte PSD. Din conducerea interimară a PSD-ului. Și mai departe, vroiam doar să zic, apropo de antifascism și de... Legiune, Holocaust și așa mai departe. Da, așa. Mi-am schimbat evident opiniile din urmă cu o lună, un an, 10 ani. Am fost și student la istorie, de fapt și absolvent al facultății. Okay, de istorie, okay. Dar cred că această temă, care a fost uitată ani de zile, a fost redescoperită acum și am mari temeri că va fi uitată iarăși. Nu, haideți să nu uităm, să ținem minte și să ținem minte și de unde a plecat. Pentru că pentru muzeul Holocaustului nu s-a bătut nimeni. Domnul Manole, hai să nu ducem discuția în altă parte, unde, să nu complicăm, că și așa facem. Okay. Îi ținem în linie pe ceilalți interlocutori. Domnul Manole, de ce PSD-ul nu s-a pronunțat deocamdată în favoarea unuia dintre cei doi candidați? Pentru ca oamenii să știe când votează duminică, dacă se mai votează, să știe când se votează duminică, dacă votează drumul european votând PSD. Sau votează drumul ăsta nu știu cum să numim, Rusiei sau toate întâmplările astea care sunt asociate acestui domn Călin George. PSD-ul nu s-a pronunțat.
Dumneavoastră, nu vi se pare suspect că nu vă pronunțați? Adică aveți o decizie de luat? Vă răspund la amândouă întrebări. În primul și în primul rând, apropo de drumul european și PSD, PSD este membru în familia social-democrată europeană, este într-o perioadă în care a recâștigat mult din locul pe care îl pierduse în perioada lui Liviu Dragnea acolo și va continua. Avem și cum va continua dacă spune că încă n-a decis? Păi încă n-a decis. A zis, domnule, trebuie să vedem, să vorbim, să negociem. E ceva de negociat cu Călin Georgescu? Vă întreb. Nu. Nu e de negociat cu nimeni. Motivul pentru care am spus că nu am decis este acela că, și s-a spus public pe multe voci, în primul și în primul rând ne interesează și sper să ne dați dreptul să ne intereseze legitim alegerile parlamentare, că totuși nu sunt alegerile de la asociația după o scară de bloc. Păi să știe oamenii ce votează, domnul Manole, ascultați-mă ce bine, oamenii care ne vor vota, vor vota PSD și știu foarte bine, la fel cum oamenii care vor vota PNL, USR sau... Păi da, domnul Manole, uitați că suntem doi oameni aici în platou, cu votul incert și vorbeam cu domnul Buzeanu înainte de emisiune. Bă, Radu, simți așa un fior social-democrat? Zicea, bă, parcă mă ia așa dintr-o parte. Și zic, bă, dar dacă te ia ăștia, cu cine merg la prezidenția? Și a zis, bă, dar să vedem, să ne zică PSD-ul. Că dacă poate îi votăm pe PSD-iști. Și uite, ca să știm dacă votăm votul. Cu cine sunteți la prezidenția? După ce se termină alegerile parlamentare, nu vă dăm votul personal, fără să ne ziceți. Vin să vă caut pe amândoi și pe orice alt cetățean care vrea, indiferent cu cine ați votat, și o să țin cont de părerea dumneavoastră și vă promit asta. Deci dumneavoastră nu vreți votul oamenilor, înseamnă. De unde ați ajuns la această Că uitați, vorbeam cu domnul Buzăianu acum, domnule, le dăm votul PSD-știlor? Votăm doar dacă știm exact direcția pe care o luați. Spun. Adică noi am stabilit, noi doi, am făcut un... Stați un secund, eu nu vreau să vă votez ca să faceți după aia o înțelegere cu Călin Georgescu. Noi am stabilit că votăm, fără să facem neapărat public votul nostru, doar cu un partid care ne spune pe cine susține la prezidențiale. Și eu acum, dacă... Și dumneavoastră nu vreți să fiți în curs asta. Reiau poate cu mai multă pricepere că voi ține cont de opiniile dumneavoastră ale ambilor, indiferent cu cine veți vota duminică, nu vreți să vă stabiliți direcția, că e vorba despre faptul că e posibil să o luați către Călin Georgescu. Vorbesc foarte serios că vă voi consulta pe data de... Nu ne consultați, că nu votăm consiliere politică, aveți contracte de milioane. Nu, vă voi consulta ca și cetățeni. Nu, domne, lăsați-ne. Dumneavoastră cu cine votați? Eu? Da. Cu PSD? La prezidențiale. Pe doi o să avem această discuție. Nu, păi dumneavoastră, vă spune cineva cu cine votați? Nu, dar eu n-am timp să mă gândesc până pe doi, că parlamentul mă ocupă foarte mult. Ați lucrat la Institutul Elie Wiesel? Cum să nu? Păi și Institutul Elie Wiesel zice că e o tragedie că a intrat Georgescu în turul 2. Și n-ar trebui să aveți indicii din traseul meu profesional? Păi tocmai de-am zic, dumneavoastră, vă mai gândiți? În același timp, nu m-am gândit deloc, nu că m-am mai gândit. Păi aveți nevoie de gândire? În viață, în general... Păi luați în calcul pe Călin Georgescu, domne, asta vă întreb. Că dacă vă gândiți, înseamnă că luați în calcul. Suntem nebuni, domnul Manole. Vă rog eu frumos. Evidentă pentru toată lumea. Bine, haide, domnul Mihai, mergem mai departe. O să vă contrazic pe data de 2. Nu mai contrazice. Pe data de 2 nu mai ce să mai vorbim pe 2. Domnul Mihai, acum suntem în situația în care e posibil, sigur, ca domnul Florin Manole să nu aibă de ales între doamna Lasconi și domnul Georgescu, ci să aibă de ales între domnul Ciolacu și domnul Georgescu. Ce ziceți la această situație, domnul Mihai? E o vorbă rusească care spune că nu contează cine și cum votează, contează cine numără voturile. E o vorbă stalinistă. Da. Chiar stalinistă. Sovietică. Este o vorbă sovietică și pare că acum tocmai statul român, cel care ne-a adus aici în situația aceasta cu rezultatele de duminică, a decis renumărarea voturilor pentru că n-au ieșit bine din prima. Și drept urmare, deși la sectorul 1 și la sectorul 2 nu s-a putut renumăra decât secție cu secție, dacă au existat indicii temeinice, iată, când candidatul PSD pierde, atunci se renumără toate voturile, deși au fost contestate doar 3. La dumneavoastră, lăsați un pic, că e bună asta, hai să o dezvoltăm puțin. Dumneavoastră ați candidat la sectorul 2, ați pierdut alegerile, au fost discuții ample la acel moment cu privire la posibila fraudare a votului din sectorul unde ați candidat. Deci s-au renumărat toate voturile la dumneavoastră la sectorul 2?
Nu, deși am cerut și deși avem dovezi clare de fraudare, de exemplu, specificat în procesul verbal, că într-una din secții au existat cu 17 voturi mai mulți decât alegători. Și cum, domne, n-am putut să numărăm voturile dintr-un sector și le numărăm pe numărăm toate voturile de pe planetă, că nu numărăm doar voturile de România. Numărăm voturile de pe întreaga planetă ale românilor. Așa este. Atunci, deci, astă vară nu s-a putut, acum trebuie să se poată. Ce pășcălie de stat! Deci, pentru că Curtea Constituțională inventează pe lângă lege, pentru că decizia de azi este pe lângă lege. Există o lege care reglementează alegerile prezidențiale și Curtea Constituțională, care poate să anuleze în caz de fraudă, poate să anuleze turul de scrutin, are această atribuție. Curtea Constituțională nu s-a decis să anuleze, s-a decis să facă ceva ce nu scrie în lege, respectiv să ceară ea renumărare, o atribuție pe care o are doar Biroul Electoral Central. Domnul Dobre, de la PNL, domnule, are voie CCR-ul să ceară renumărare în orice fel de condiții? Da, este foarte dificil un răspuns de specialitate la această întrebare, dar articolul 1 din legea de organizare și funcționare a Curții Constituționale zice în felul următor. Da. Curtea își stabilește singură propria competență. Acum, păi poate închide emisiunea de astăzi, că susține că e neconstituțională. Dacă mă înțelege. Mamă, ce nebunie! Dar ce baga bărți? Am făcut legea asta. Are dreptate, domnul Dobre, așa este și în baza acestei competențe, Curtea Constituțională poate decide ce vrea mușchii ei în acest moment. Păi ce facem, domnule, dacă ne scoate în afară legii ca ființe umane CCR-ul? Dacă spune că suntem în plus pe această planetă? Numai puțin. Articolul 52 așa ne spune felul următor. Că în cazul unei cereri de anulare a alegerilor, care este îndreptată împotriva modului de a vota, în legătură cu votarea, stabilirea rezultatelor care, dacă au avut loc prin fraudă, de natură să modifice rezultatul și ordinea candidaților. Dar această cerere trebuie sosită de dovezi. De probe, da. Acum. Cel mai important de stabilit este următorul lucru. Dacă curtea are voie să dispună numărătoarea, este una. Chestia dacă vin alte rezultate decât celelalte, ce poate să facă? Să modifice ordinea candidaților sau să anuleze scrutinul? Avocatul Iancu Toader, cu care am vorbit puțin mai devreme și care a documentat speța, a spus că juridic, legal, bine, nu știu cât contează asta în logica CCR. Aici. Dacă vă place legalitatea, vorbim în cadrul legal. Asta nu înseamnă că legalitatea are vreo legătură cu realitatea. Deci, legal, CCR deci nu poate schimba ordinea sau finala, ci poate doar anula turul întâi. Atât. Aceasta este și părerea mea, pentru că nu... Alegerea, la un moment dat se vorbește despre alegeri. Nu. Alegerile înseamnă turul 1 plus turul 2. Adică eu nu pot avea un tur 2 legal dacă eu am corectat primul tur. Scrutinul prezidențial... Dar el nu poate fi corectat. El poate fi anulat. Lui, atât. Numai puțin. Da. Când se anulează scrutinul 1 sau din turul 1, atrage pe după tine și turul 2. Pentru că eu nu pot corecta turul 1 fără să corectez turul 2. Pentru că vorbim despre alegerea președintelui. Pentru că dacă în Constituție, să zicem că am fi avut alegerea președintelui dintr-un singur tur. Da, ca la primari. Cum ar fi fost? Da, asta corect, este corect. Metodă. Da. Domnul Corcici, de la Fortuna Dreptei. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile și la ce vă așteptați? În opinia mea, cred că dacă... Dacă prin decizie se intervine cu privire la rezultatul votului, trebuie reluat
scrutinul. Da, deci doar s-a anulat, nu schimbat. Da, da, da. În întregime. Bun, în domnul Cociș. Și se depun noi candidaturi. Am reținut, da, haideți, domnul Cociș. Mergi la domnul Cociș. Vă rog frumos o estimare. Cu lucruri relevante, dacă se poate. Cine? Domnul Mihaiu. Ce e atât de relevant, nu-i dăm cuvântul și domnului Cociș. De la forța ok, îi dăm cuvântul și domnului Cociș. Vă rog, domnul Cociș. Dar eu doar vreau să vă spun despre cum decurge renumărarea. Imediat după ce vorbește și domnul Cociș. E important, Cociș. Domnul Mihaiu, mulțumim, dar imediat. Vă rog, domnul Cociș. Bun. Din punctul meu forța de vedere, în momentul de față, tot ceea ce se întâmplă este mâna PSD-ului, doar că PSD-ul o face printr-un proxy. Domnul Terheș, care... sincer, nu are nicio, nici nu știu dacă e corect să spun, calitate procesuală. Un candidat care a luat 1%, ce are ce, el exact așa problemă să, ce? Să conteste voturile ce? Candidaților de pe locul 1, 2 sau 3? E evident, da? O făcătură. Adică, domnul ăsta Terheș este într-o legătură cu PSD-ul pe care el o stabili din trecutul său. El a candidat pe listele PSD la alegerile europarlamentare în urmă cu 5 ani. Normal. Are că-mi trebuie jumătate de oră de drept la replică, că văd că toată lumea are ceva la replică. Să cereți la adevărul istoric, domnul Manole. N-a fost candidatul PSD la alegerile de acum 5 ani? Păi s-a retras Traian Băsescu prin proxy Ludovic Orban. A fost pe lista, a fost pe lista PSD acum 5 ani? Da. Păi atunci ce drept la replică vreți la domnul Cociș? Păi a candidat după aia la aur. Ce lui lumea plină de traseiști? Despre ce este vorba, că vă domnul pot da Cociș, niște continuu. Detalii importante. Eu am informațiile astea de la primar PSD din județul Dolj. Vă rog. Lisa Cerdă, eu înțeleg frustrarea asta mare la PSD. Ei, în mod normal, ar fi trebuit cu Marcel Ciolacu să iasă pe locul 1. Doar că au domnul Cociș, sunteți sub marja de eroare, sunteți la sfertul marjei de eroare. Cu precizarea că Ludovic Orban, candidatul din partea Forța Dreptei, s-a retras din campanie și a obținut mai multe voturi decât Terheș ăsta care comentează acum. Sau a obținut domnul Manole este ceva, puțin știu, iritat pentru că știe ce urmează să spun. Da, îi dăm cuvântul domnului Manole imediat. Continuați vă ideea, domnul deci, Cociș. Duminică, PSD a dat o comandă primarilor din mediul rural să dea voturi către Aur George Simion. Aveți probe? Să trimită pe George Simion. Eu vă spun din discuțiile cu primarii PSD de aici. Mi-asum aceste discuții, da. Bine. Și o să iasă oricum la suprafață din ce în ce mai multe lucruri de acest gen. Bun. Au dat în prima parte a zilei voturi către George Simion. Pe urmă, când le-au venit rezultatele exit poll-ului făcut de ei, la ora 13, au făcut ședință de urgență. La ora 14 au văzut deja că era ordinea aceasta. Marcel Ciolacu locul 1, Elena Lasconi locul 2, Călin Georgescu locul 3 și George Simion destul de în spate. Și au zis, stop! Nu mai dăm voturi către George Simion, dăm voturi către Călin Georgescu ca să depășească pe Elena Lasconi și să intrăm cu Călin Georgescu în turul 2. Au dat voturi, Călin Georgescu lua și el voturi din inerție, a ajuns pe locul 1. În a doua parte a zilei, întotdeauna PSD și epuizează votanții, că ai lor votează prima parte a zilei dimineața. În schimb, votanții care au votat-o pe Elena Lasconi au votat în a doua parte a zilei până seara la închiderea urnelor. Deja la ora 18 PSD știau, cei de la PSD știau că riscă să iasă pe locul 3. În momentul de față vor să se renumere până când o să iasă așa cum... Păi nu pot renumera la infinit. I-am promis domnului Manole sincer, de la nu pot PSD... Renumera, vă zic sincer, în mod corect nu pot renumera punct. Sunt 9.300.000 de voturi. Domnul care ce au fost numărate de 130.000. Domnul au Cociș. Fost numărate de 130.000 de reprezentanți. Domnul Cociș, de ce cere face ce vrea în țara asta? Resursa umană pentru n-ați a renumăra așa ceva. N-ați aflat că trăim într-o țară în care ce cere face ce vrea? Face, într-adevăr, poate să stabilească din pic și cine e președintele exact, în condițiile astea. Dacă... Exact, exact. Poate în momentul de față să facă o notificare către firmele de cablu să ne scoată emisiunea din direct pentru că avem o opinie contrară CCR-ului, care e o instituție prevăzută în Constituție și deci suntem un atentat la ordinea constituțională. Ăștia sunt în stare iar, la orice. Da. Da. Iar domnul Dobre, care e foarte politically corect în noul PNL reformat, o să zică că da, domnule, scrie în Constituție, că se poate. Nu, domnul Manole, că aveați un drept la replică și apoi direct la domnul Radu Mihaiu, care are o informație prețioasă. Bun. Foarte scurt, teoriile conspirației alimentează exact partea care nu-mi place mie personal din politică. Ei, lăsați, și o să vă dau următoarele exemple de teorii ale conspirației. Ia. Proxy pe la PSD, n-am nicio probă, dar am vorbit eu cu niște băieți și PSD a dat voturi la toată lumea de mare mințel și avem 40% din voturi date de noi peste tot. Este o absurditate. Trei la mână, pentru că urmează domnul Haiu, o să vă citez dintr-o persoană extrem de respectabilă, care spune doar lucruri foarte serioase cine? Și incontestabile în această țară. Cine? Și spune această persoană exact
Așa. Cine e persoana? Păi nu vreți să vă spun la sfârșit? Ca nu, să avem spuneți-ne de la început. Nu, vă zic, dați-mi voie, dacă îmi permite. Bine, bine, haideți, ziceți că ne gândim. Renumărare cu semnul exclamării. Fiecare vot trebuie numărat corect. Rapid, Arman, da, asta e. Da, nu, 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 Elena Lasconi. Da, și mai bine. Bun. Ok, domnul Micariu. Aveți legătura, domnul Micariu. Răspundeți, nu vă mai când place renumărarea acum? Când o cereți sau corect. Când nu o vreți? Răspundeți-i, domnule Manole, nu vă mai place renumărarea, domnul Micariu? Eu aș vrea doar să văd că se aplică aceeași măsură peste tot și că nu se face renumărare doar când vrea PSD. Și dacă s-ar face renumărare corect după lege, atunci am fi văzut că, da, deși nouă ni s-a cerut să justificăm pentru fiecare secție în parte de ce vrem renumărare, aici, deși domnul Terheș a contestat 3 secții de vot, s-a cerut renumărarea tuturor. Dar vreau să... Asta ca o sinteză și vă dau numai cuvântul. Deci, domnul Arnaud, mai e ceva foarte sinteza important. Sinteza e în felul următor. Va apuca democrația doar când vă ajută pe dumneavoastră. Ok, am înțeles. Da, hai să zic și lucrurile importante. Zice și lucrurile importante. Vreau să zic ceva. Sacii de voturi. Sacii de voturi, după încheierea voturilor dată de Biroul Electoral Central, de cine au fost păziți și cine ne garantează că ei nu au fost alterați? Bună întrebare. Vă rog. Cine ne garantează că în acei saci de voturi nu s-au schimbat voturi? Și că acele voturi vor diferi față de procesele verbale care au fost asumate de partide. De ce nu s-a contestat acest lucru? De ce nu a zis domnul Ciolacu că și-a făcut-o prin interpus? De ce n-a făcut-o luni? Că atunci rămânea lumea în secții. Vedeam acolo, se contesta pe fiecare secție în parte. Și oamenii care au numărat puteau să stea acolo. Acum vor să dea o decizie în bec ca să se renumere până duminică la ora 10. Ca să anunțe rezultatul în timpul alegerilor parlamentare. Asta este o ticăloșie fără margine, asta nu-i democrație. Asta este o mizerie sinistră săvârșită de instituții manipulate politic. Deci asta este o ordinărie. Ăsta e genul de motiv pentru care oamenii se duc dracului oriunde, mai degrabă în Coreea de Nord, decât în mizeria asta de stat, nu de țară, de stat. Și mai, deci mie și mai vreau să mai zic ceva. De toate instituțiile statului care toredează ceva. Veniți cu poșirca asta electorală în duminica votului. După aia vă mirați că și vă scuipă lumea pe stradă. Ceva. Păi să vă scuipe, mă, lumea pe stradă. Are dreptate lumea că vă scuipă. Așa am ajuns, bă, la Georgescu. Mă mir că doar vă scuipă lumea pe stradă. Mă mir. Deci așa am ajuns la Georgescu. Aia e Georgescu cu 2.200.000 de voturi, că v-ați bătut joc de țara asta, de poporul ăsta și faceți ordinăriile astea cu panaramele alea ale voastre de la CCR. Și cu asta am încheiat intervenția, domn Buzeanu, preiai tu. În 2009, mă scuzați, în 2009 s-au renumărat, cred că 150.000 de voturi nule și a durat 3 zile. Da. Vă rog, domnul Manole, să interveniți, să vă spuneți punctul de vedere. Da, două propoziții. Împărtășesc ideea că rezultatul unor alegeri trebuie stabilit la vot, nu la masa verde 100%, și doi la mână, împărtășesc și chiar și îngrijorarea în legătură cu destinul sacilor de voturi, presupunând că vor exista, și folosesc timpul viitor pentru că sunt ironic ca să înțeleagă absolut oricine, poate că vor exista imagini cu candidați care umblă cu mâinile până sacii de voturi și așa ceva nu trebuie să se întâmple, că ar fi îngrijorător. Am terminat cu ironia, cine înțelege bine, cine nu, pot să mai spun o dată, vreți? Sau, o concluzie de la Partidul Național Liberal, aș mai vrea. Ca să... Dacă mai avem timp. Ziceți, de la PNL, ce, care e opinia PNL-ului în situația în care ne aflăm acum? O concluzie, vă rog. Ne auziți? Da, cum să nu. Domnul Dobre, vă rog. Că peste... Mă auziți? Da, da. Că din păcate observ această atitudine ironică și arogantă a PSD-ului într-o situație destul de grea în general pentru societate și pentru oameni, pentru români. Pentru că la mijloc nu este de fapt cine este președintele României, ci de fapt discutăm acum despre cine ne poate garanta că românii au votat pentru președintele României. Și nu cred că trebuie să fim ironici, pentru că fiecare dintre noi suntem vinovați pentru acest lucru. Mai mult sau mai puțin. Bun, mulțumim pentru intervenții. Domnilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Bună România!
reacție din partea domnului Călin Georgescu. Reacționează la situația asta cu renumărarea voturilor. Călin Georgescu, momentan finalist al alegerilor prezidențiale, are o reacție ca urmare a discuțiilor privind solicitarea CCR de renumărarea voturilor, ceea ce ar putea duce la anularea primului tur de scrutin și deci reluarea procesului electoral. Zice în felul următor Călin Georgescu: în aceste zile se încearcă, în cea mai stridentă formă, eliminarea capacității poporului român de a gândi. Dați o poză sau ilustrație cu Călin Georgescu. Lăsați că le zic eu oamenilor din gură să îi se vadă fața, să știe cine zice așa ceva. Deci, în aceste zile se încearcă în cea mai stridentă formă eliminarea capacității poporului român de a gândi și de a alege conform propriilor principii morale, creștine și democratice. Oamenii au dreptul de a alege, oamenii au puterea de a alege. Oamenii sunt tot ce contează, poporul român este singurul care contează. Se încearcă alocarea unui rezultat real al unui vot, oricărei instituții, inclusiv TikTok, dar nimeni din mass media și politicienii actuali nu alocă credibilitatea reală și asumată poporului român. Facem o poză. Domnul Buzeanu, n-am spus noi, domne, că sunt 2.200.000 de voturi reale? Sunt 2.200.000 de voturi. Domnul Călin Georgescu, nu vă mai uitați, domne, doar la Realitatea TV sau pe unde vă place, păi dumneavoastră? Acolo, atenție, nu cred că s-a pus problema să fie ceva depreciativ în legătură cu domnul Georgescu. Păi nu, dar poate doar se uită acolo și are senzația că ceilalți sunt Mihai Gâdea. Noi n-am spus, domne, că TikTok a votat, a pus 2.200.000 de ștampile. Domnule, asta e o manipulare. N-a zis nimeni că... N-am deci, zis, domne, că e de la TikTok. Hai o secundă, stai o secundă să explicăm chestia asta, că e important. Ia, domne, n-a zis, că mai are de zis. Deci asta e o manipulare. N-a zis nimeni că voturile acelea sunt date de boți. Lumea a spus că voturile acelea sunt date de oameni care au fost influențați la un anumit moment, la momentul în care și-au făcut o părere, de niște boți, pentru că oamenii au acest sentiment gregar în care votează cu ce se votează. Și atunci i-au zis, bă, dacă lumea votează cu ăsta, vă, peste tot Georgescu, înseamnă că trebuie Georgescu. Strategie electorală. Deci asta e strategie, dar nu a zis nimeni că nimeni, deci asta ce spune el, n-a zis nici domne, Gâdea, n-a zis nimeni chestia asta. Domne, cine știe cine o fi zis și o fi zis, că nici noi nu monitorizăm ca toată presa, că nici n-ai la ce să te uiți. Deci domnul Călin Georgescu, n-am zis, domne, că rezultatul real este alocat vreunei instituții sau TikTok-ului. Nu. Ce am discutat... E o metaforă. Cum anume s-a ajuns la acest vot real? Exact, e o metaforă. În sensul că TikTok-ul a influențat părerea oamenilor care au votat ei. Dar până deci ei au votat. Deci e ce clară, ce de treabă. Bun. Nici o entitate, fie că vorbim de una comercială sau statală, nu este și nu ar trebui să fie mai presus de popor român. Dar bravo, dar n-am zis și noi asta de la început, de ani de zile. De când facem emisiunea asta, mă, în 2017 împreună, așa zice și noi. Dar știi poporul ce român! Dar mai zice cineva ceva. Cine mai zice cineva ceva. De exemplu, zice că totuși această situație cu... deci campania de influențare a părerii e un lucru normal. Poți să influențezi părerea oamenilor. Asta înseamnă campanie. Sub diferite forme, cu ideea bot, cu nebot. Ideea e limite stabilite de lege. Da, dar tu trebuie cumva să spui din ce bani ai influențat. Asta e ideea. Asta e altă discuție. Și e un motiv pentru care trebuie să spui asta. Sigur. Și are legătură cu non-statalul ăla, cu actorii non-statali. Sigur că da. Românii și România sunt singurii care au decis și nimic nu este mai presus de credința și dorința noastră. Negarea de care dau instituțiile, de care instituțiile dau dovadă cu privire la decizia poporului român, e o formă a instituțiilor de protecție, dar este doar una de moment. Acceptarea este singura cale necesară pentru pace și stabilitate. Și mai spune câteva lucruri. Acceptarea? Asta e finala. Acceptarea, da. Acceptarea finalei prezidențiale până una alta. Ci vine CCR-ul acum, hai să renumărăm, hai să vedem, hai să facem. Bă, frate, când a fost, nici măcar în 2009 nu s-a renumărat votul, mă. S-au renumărat alea nule și alea albe. Bine, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. La sectorul 2 nu s-a renumărat, la sectorul 1 nu s-a renumărat. Se renumără acum România și toată diaspora. Și pare o chestie în regulă. Pauză! Ne întoarcem în direct.